Dacă realizatoarea acestei emisiuni, Ileana Ploscaru-Panait, nu l-ar cunoaște pe Costel Iacob de atâția ani, ar fi spus că a descoperit recent unul dintre cei mai dăruiți făuritori ai poveștilor lumii. Într-un joc șăgalnic și serios, ce stimulează imaginația imediat ce pășim în atelierul din Bulevardul Carol sau în sala de expoziții de la Galeria Simeza, unde se poate vizita cea mai recentă expoziție personală, am regăsit același spirit ludic, gata să depene povești care mai de care, ce nu pot lăsa pe nimeni indiferent. Căci ce poate fi un artist decât acea conștiință trează care poate descifra uneori cu umor, alteori cu sarcasm și cu intuiție tăioasă, misterele lumii, așa cum le percepe el. Ceea ce îl deosebește însă pe Costel Iacob este putința de a le da viață într-un mod cu totul neașteptat, prinzându-ne pe noi, ceilalți, într-un farmec fără egal. Atelierul tău chiar este o descoperire, deși am mai fost la tine de mai multe ori. Ești absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, la secția de sculptură 1985, cu profesorul Vladimir Predescu. Ce ți-aduce aminte din facultate despre colegi, prieteni, profesori, atmosfera de atunci? Am avut colegi buni, în primul rând, dar am avut un profesor deosebit. Predescu nu ne-a obligat să mergem pe un drum anume. A avut grijă de fiecare să lucreze și să-și facă treaba. E foarte interesant pentru că, dintr-un punct de vedere, a fost neutru. Asta v-a ajutat să vă conturați propria identitate? Sigur că da. Interesant e că nu ne-a învățat ceva anume, ci ne-a lăsat să căutăm. Ne urmărea să vadă fiecare ce face, cum face, ce își imaginează. Bănuiesc că ați făcut modelaj, nu? Am făcut modelaj, am cioplit în piatră, am lucrat destule. Această predilecție pentru metal pe care o ai acum datează chiar de atunci. Asta a venit mai târziu, când a început sculptura să se elibereze de volum, de piatră, de întreg. Și mie mi-a plăcut că se eliberează într-un fel. Lasă lumina să lucreze cu lucrările tale. Știu că ai vrut să faci o cu totul altă meserie. Vrei să fii pilot. Înainte de facultate. Era un vis așa năstrușnic sau chiar nu, foarte serios? Era un vis foarte serios și am făcut școala de pilotaj. La Bobocu? La Bobocu, sigur că da. Atunci era singura școală unde învățai. În cadrul militar, da. Eram integrați într-un sistem de școală pentru avion cu elice. Și ce s-a întâmplat? Cum de viața te-a dus într-o direcție cu totul neașteptată după aceea? N-aș putea să spun de ce. Important e că am fost oprită la zbor după ce am ieșit la simplă comandă. Nu știu de ce și nici nu mă mai interesează de ce. Dar ți-a frânt un vis chestia asta. Un vis mare. Și te-ai regăsit? M-am apucat să lucrez în sculptură. Și să mă pregătesc pentru arte plastice. Am dat examen 7 ani la rând. Da, erau foarte puține locuri la admitere. Am învățat de fiecare dată, am învățat câte ceva. A fost interesant. Ai fost perseverant. Mulți ar fi renunțat. Da. Faptul că am intrat înseamnă că meritam să intru. Costel Iacob este un maestru vrăjitor. Lumile relevate de el au ceva din onirismul ce aduce aminte de filmele lui Georges Méliès, magician, actor și regizor francez, care a imaginat soluții tehnice inovatoare în perioada de început a filmului mut. Sculpturi nonconformiste compuse din fragmente de mecanisme sau de mobilă veche
ce au căpătat semnificații, ce se descoperă încetul cu încetul, pe măsură ce privirea parcurge lucrarea. Efectiv, nu mă pot reține în a mă gândi ce lucruri extraordinare ai face tu din asta. Dacă își găsesc locul cândva... O vei face. O voi face. Acum mă întorc invers și mă uit la corabia care nu stăia întâmplător lângă o hartă a lumii. Asta e cinetică. Se schimbă totul acolo. După cum și planete, da. Dar e totul într-o corabie care merge, circulă. Văd această corabie plutind așa, în spațiu, pe Calea Lactee. Va fi cândva, undeva, în spațiu. O corabie utopică. Utopică. Într-o lume utopică. Zeci de piese din alamă, bronz, fier, arcuri și șuruburi, robinete și corzi de vioară, picioare de mese sau coarne curbate de cuiere vechi, bucății de lemn fasonate cu grijă, pe suprafața cărora se simte urma inciziei de daltă sau patina colorată cu ceară, aduc în fața noastră un univers ce pune pe gânduri. Aveai o lucrare care se referea la credință. Crezi? Te ajută? Nu cred. Cred așa într-o chestie. E o forță universală. E ceva undeva pentru că așa am apărut și noi, așa au apărut toți. Dar nu pot să cred că acolo undeva e un bătrân cu barba... deci nu crezi în poveste. Povestile nu le mai pot crede. E teamă că nu. Deci nu crezi în dogmă. Nu. În dogmă, nu. Am înțeles. Nu, n-avem nevoie de asta. Pe semne că am avut nevoie de religie, dar nu avem nevoie de dogmă. De ce am avea nevoie azi? Cred că avem nevoie de oamenii care judecă. Și vedem printre noi, mie mi se par foarte anonimi. Sunt foarte rari. Și oamenii care judecă pun întrebări, vor răspunsuri la ele, nu sunt... Incomodează. Sunt incomozi. Ai fost curatorul timp de un deceniu, din anii 90 până prin 2000, a Târgului de Arte Vizuale. Ai participări multe la tabere și simpozioane de sculptură și din țară și din străinătate. Ai umblat prin lume, am înțeles că ai fost în Franța, ai fost în Statele Unite. Iată o experiență asta de peste ocean despre care aș vrea să te incit să ne spui câteva lucruri. A fost interesant acolo. Interesant din multe puncte de vedere. Dar sistemul american nu m-a convins cumva să rămân în zonă. Cum era sistemul american? Greu, acolo nu există prietenii, nu există relații decât de interes. Nu puteam să mă integrez acolo. Am înțeles că nu de asta am nevoie. Și asta te-a făcut să te întorci acasă? E sigur, da. Am venit și m-am apucat de lucru aici. Costel Iacob este un artist prolific. Din 1985, el participă constant la expozițiile de grup în țară, peste 61 de expoziții anuale importante, sau în străinătate. Sunt de amintit invitațiile de a expune sculpturile sale la Worcester Street Gallery din New York, Statele Unite ale Americii, Salon International d'Art din Sète, Franța, Academia di Romania din Roma, Italia, Saga Grand Palais din Paris, Franța, Moderne Kunst Gallery din Erlangen, Germania. Demersul său artistic a fost răsplătit deseori cu distincții, precum premiul Salonului de Artă București, secțiunea Timpul, ca metaforă, în 1999, premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru Ambient Instalație, Artuborg și premiul pentru metal, Bienala de Artă Decorativă București, în 2001. În 1994 a primit bursa din partea Fundației Giorgio Cini, din Veneția, Italia.
Eu am simțit nevoia să lucrez aerisit, să circule aerul prin lucrare, să lase umbre. În lucrările mele, aerul lucrează altfel. Ce mă interesează pe mine, nu interesează pe alții. A fost o ruptură între mine și generația mea de sculptori. Știi cum te percep eu? Ca pe un artist discret, care nu face foarte multe valuri atunci când iese în public, care este foarte metodic și foarte elaborat în ceea ce face el în atelier. Tu ești un vrăjitor, un povestitor? Nu pot să lucrez repede, în primul rând. Eu trebuie să-mi elaborez lucrările, să le vizualizez întâi, să le definitivez mental și, pe urmă, să mă apuc de lucru când am materialul necesar. În momentul în care le fac, le termin și sunt mulțumit, atunci le expun. Cum termin tu un mecanism ca acesta pe care îl vedem în arier plan? Cu mare greutate. Pentru că trebuie adunate șurubele, tot soiul de piese mici, mai mari. Pe unele le am din America, pe unele le am din, știu eu, din Italia, din Portugalia. Sunt... Mergi prin târguri de vechituri? Oh, cum să nu? Păi ca să-mi adun tot soiul. Le desfac, le torn în metal, torn bucăți din ele. Sunt părți pe care le-am adunat de la târguri și sunt... diverse piese, cum sunt astea de aici. Da, e greu. Mergem și dincolo? Mergem. Hai să vedem. Cum să nu mergem? Asta este o ambiție a mea. Toți sculptorii au vrut să facă o ecvestră. Și am făcut și o ecvestră. Am făcut un căluț care nu e trotinetă, nu e... E un căluț. E totuși un căluț. Și aici sus? Toate ceasurile noastre care ne aduc și spre calea bună și spre aia rea. Iar piesa aceea din centru e în tehnica aceea ceară pierdută? Da. Da? Și mi-au ieșit foarte subțiri. Sunt... mulțumit de ele. Mecanismele nu măsoară neapărat timpul, ci sensul ascuns al întâmplărilor vieții. Costel Iacob nu deconspiră o cronologie istorică, ci un sentiment profund, o subiectivitate pe care ține să o protejeze de indiscreții și interpretări abuzive. Nu se ascunde în atelier, ci se retrage discret pentru a avea liniștea necesară creației, răgazul de a șlefui până la perfecțiune un anumit element ce trebuie să reflecte un gând, o poezie vizuală. Dar nevoia lui Costel Iacob nu se oprește la propria percepție, ci la semnalul pe care îl lansează tuturor acelora care nu doar aud, ci și ascultă. Timpul înghețat sau oricare dintre proiectele sale nu este o rămânere în proiect, ci o analiză subtilă și meșteșugită cu răbdare. Ce înseamnă timpul înghețat, de fapt? Încerc să le opresc în timp. Aici este un cuib de pasăre. E mama, tata și copilul. Asta e o lucrare tristă. Tot acest cuib este integrat într-o colivie și îl închide. E o colivie de aur, dar totuși o captivitate. Aici o lucrare cu... E caruselul cu paiațe? Cu paiațe, da. Ce fac paiațele? Stau acolo în lucrare și dau din mâini și piciorușe. Dau din mâini și piciorușe atunci când îi manipulează cineva. Această... Și fiecare se mișcă... Se mișcă haotic. În momentul în care... Da. Și după cum e manevrat?
și care nu sunt conștienți. Sunt trebuie cineva să manipuleze. Poate că în societatea noastră trebuie cineva să dea la manivelă. Pe artist îl manevrează această forță? Se pare că da. Și toată societatea este manevrabilă. Și această lucrare care are acolo turnat în plumb, greu, în plumb, sunt 7 pitici. Este orologiul timpului pierdut. Pentru că, în principiu, e un ceas. Sus acolo are o mică manivelă. Acolo se întâmplă lucruri. E un drăgușor și... Un îngeraș, un îngeraș care e binele și rău. E o polaritate necesară. E necesară, dar ne marchează dezvoltarea. Este orologiul timpului pierdut. Eu nu mă pot opri să nu te întreb din acest mecanism dacă cele două personaje de aici sunt turnate de tine sau le-ai găsit? Sunt obiecte găsite? Drăgușorul e turnat de mine. Așa? Și îngerul? Și îngerașul l-am preluat de undeva. Am înțeles. Dar, știi, dau bine lucrurile astea pentru că ele au un contrast. Au. Și aceste piese? Turnate de mine în plumb. E plumb, da? E plumb. Ești un artist moralizator? Nu-mi dau seama, dar cred că da. Pentru că n-am fost așa tot timpul. Am fost agresiv, a fost... Dar încet, încet mi-am dat seama că nu așa trebuie să fie un om. Și m-am ordonat. Este, uitându-mă la lucrările tale, o pendulare permanentă între fantastic și aplicație aproape matematică. Și asta într-un moment în care mașinăriile pe care mintea umană le imaginează tind să ne acapareze cu totul. Sau, mă rog, probabil că poate așa se speră că se va întâmpla. Crezi că inteligența asta de dincolo de noi, inteligența artificială, poate înlocui artistul? Mi-e teamă că nu, pentru că rămâne lucru definit care este de mână. Se simte mâna. Este imperfect, este perfect, dar e de mână. După asta, ce poți să scoți e, nu știu, un perfecționism, dacă e, dar care este artificial. Mulți poate nici nu fac diferența. Îmi pare rău, dar n-au o educație necesară. Să vadă dincolo de aparențe. Ce te vezi că vei lucra în următoarea perioadă? Nu știu dacă mai permite vârsta, dar dincolo de asta, aș vrea să mai lucrez, aș vrea să mai torc ceva în metal și aș vrea să mai cioplesc piatră. După 4 ani de trudă rodnică în atelier, am văzut cu coada ochiului, trecând grăbiți prin fața galeriei Simeza, un afiș impunător ce anunța expoziția Scrinium Curiositatum, semnată de Costel Iacob. Aveam să descoperim pe Simeze un adevărat bestiar fosil. Nu, nu este o etalare arheologică, ci o serie de artefacte ce ne trimit într-o lume de la începuturi, reinventată de la zero de Costel Iacob. În sfârșit am ajuns și în Galeria Simeza. Eu îți știu expozițiile tale mai vechi, Timpul înghețat. Vorbim tot despre timp, dar un timp încarcerat de data asta, o fosilă pe care tu, descoperind-o, ai transformat-o în ceva viu. De unde ți-a venit această idee de întoarcere la începutul lumii? Îmi plac fosilele și am început să lucrez. Am lucrat una, două, trei bucăți și am mai lucrat și am mai lucrat până am făcut material pentru expoziție.
Sunt niște ființe imaginare? Toate sunt imaginare. Deci nu... Toate sunt imaginare, nu sunt copii după natură. A vrut să pară totul natural. Se leagă tot de conceptul tău de timp înghețat? Într-un fel, da. Dar am schimbat materialele de lucru. Nu mai lucrez în metal, am lucrat în gips. E altceva. E gips patinat, gips colorat, incizat. Este patinat. Este o tehnică patinat. Dificilă? E lucrat fiecare în parte, adăugat strat peste strat, strat peste strat, până ajung la vorbele respective. Deci aici întâi am turnat plinta, iar pe plinta am început să construiesc. Cu finețe și migală, în materiale moi, de gips patinat și colorat, sau în teracotă arsă, de un ocru cărămiziu specific ceramicii, sculptorul a adus la lumină ființe grele ale pământului, amfibii ciudate ale apei sau insecte transparente și delicate ale văzduhului, într-un spectacol total al simțurilor. Ce-mi place foarte mult este frumusețea detaliilor, structurile. Da, e lucrat... Nu m-aș fi gândit că gipsul poate avea asemenea structură. E cum să nu? Mă rog, eu s-am obișnuit cu el și știu. Eu știu că gipsul se întărește foarte repede. Este un material mai special sau un gips obișnuit? Nu, este un gips de modelaj. Dacă pui mai multă apă, îi întârzi puțin. Deci este o priză. Șmecherie, ca să zic așa, între ghilimele. Da, trebuie să lucrezi cu atenție, dar mult nu ține. Și atunci faci cantități mici și adaugi și mai scoți. Deci îți lasă oarecare libertate. Îți lasă. Și aici îmi pare un fel de teracotă sau este tot gips colorat? Nu. Asta este pământ, pământ ars și sunt scoase de aici. A, deci astea sunt de fapt modelele. Da, aici am lucrat, am săpat în gips, am turnat gipsul, placă și am început să sap în el. De fapt e ca o xilogravură, ca un tipar înalt la gravori. După el am turnat această ceară. Iar după ele, am scos amprente cu pământ. Le-am băgat la cuptor, le-am ars și arată așa. Asta este și tehnica turnării bronzului? Da, în loc de pământ folosești bronz. Se poate folosi bronz. Deci sigur, ca tehnică, da. Ca etape vorbesc, da, e cam același lucru. Scenografia expoziției deconspiră, pe de o parte, fragmente mici ce compun o lume miraculoasă, mult peste puterea omului de cuprindere, și, pe de altă parte, o serie de vietăți supradimensionate ce provin din același microcosmos, dar care, printr-o mărire la o asemenea scară, ne obligă la o altă raportare față de realitatea imediată. De unde această supradimensionare? În primul rând, astea sunt lucrări mai vechi. Le recunosc și din alte expoziții, într-adevăr, dar puse în context, ele dau foarte bine cu ceea ce e aici. Pentru că aici sunt insecte, ele sunt insecte și au o conotație. Sunt blânde. Bun, deci nu ne atacă. Nu vă atacă. Fac o insectă din toate obiectele astea. Dar el nu mai este picior de scaun, e altceva. Întâi și întâi am lucrat cu dalta, în bucățile de lemn. Ele au fost date pe urmă cu ceară de albine amestecat cu culoare. Și i-am dat o destinație. E vorba de o fabulă. Grerele și furnica la fonte. Dar m-am apucat și l-am făcut și pe el, pe la fonte. Un visător ce ar fi vrut să zboare cât mai sus,
să vadă lumea printre nori ca formă a celei mai prețioase libertăți, Costel Iacob face în fiecare zi, din atelierul său aparent supraaglomerat, un adăpost, un loc în care în cap, înghesuindu-se, visuri și călătorii imaginare, îngeri și demoni, falși profeți și vietăți necunoscute, puse în mișcare de mecanisme ascunse, ce funcționează numai el știe cum, lumi bizare, telurice sau diafane, toate vibrând la atingerea sa. Unde simți tu că te inserezi în plaja asta a artei românești contemporane? Cred că sunt singular. Pare rău să spun asta, dar nu o spun cu rea voință. Mă simt pe un drum pe care merg singur.